stimați colegi, a venit momentul totalurilor și alaurilor. Momentul de glorie pentru cei ce au muncit serios. A venit tradiționala ceremonie festivă Omul Anului 2016. Domnul Vitalie Grabovski. De asemenea, dragii noștri, salutăm prezența consilierilor raionali, primarilor orașului, comunelor și satelor de raionul Criuleni, șefilor și specialiștilor, direcțiilor și secțiilor Consiliului Raional Criuleni, desconcentrate, conducătorilor instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raionul Criuleni și toată lumea bună care este astăzi la această manifestare deosebită. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, ceremonia de totalizare Omul Anului ne oferă tuturor oportunitatea de a evalua realizările acestui an, de a trage niște paralele și de a stabili noi obiective. Pentru că pe viitor să fim consecutivi, creativi și cât mai productivi. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, cu un cuvânt de felicitare în scenă, este invitat președintele Raionului Criuleni, domnul Iuri Andriuța. Stimați colegi, stimați oaspeți, onorată asistență, sunt bucuros astăzi să vă văd alături de echipa Consiliului Rural, să vedem împreună toate serviciile de la Criuleni, toți acei care de fapt stau la cârma instituțiilor care oferă servicii pentru cetățenii noștri din raion. Sunt bucuros să fiu un final de an. În final de an care, părintele, în fiecare dată spune că a fost un an greu. Nu vreau să spun că a fost un an bun. A fost un an cu mari provocări, cu instabilitate la început de an, cu stabilizare pe parcursul anului și cu cei ce avem la final. Că, de fapt, avem toate instituțiile statul care sunt viabile, avem instituțiile din raion care activează și nu au probleme, avem și un buget în primii 7 ani, în ultimii 7 ani, care este aprobat în anul 2016 și nu anul viitor. Asta e bine și ne bucură. Vreau să spun că Raionul Criuleni a avut o activitate bună în parcursul anului 2016. Am preojit realizarea proiectelor la începute. Am inițiat proiecte noi care să fie băușcate pe parcursul anului viitor. Proiecte importante pentru raion, proiecte care o să aducă beneficiu cetățenilor din Raionul Criuleni. Vreau să aduc la finele anului multe mulțumiri la toți cei care au fost implicați în activități. Vreau să vă mulțumesc pentru activitatea care o faceți, vă mulțumesc pentru că sunteți, cum spun eu, în profesie, vă păstrați în profesie ca administrator, vă păstrați în profesie ca primar, ca colaboratori în diferite subdiviziuni. Vreau să vă mulțumesc pentru aceea că, de către la atâte greutăți care le întâlnim noi, ceea ce privește salarizarea și aprecierea noastră ca funcționari publici, noi ne menținem aici, suntem acolo, suntem și realizăm ceea ce realizăm. Vreau să mulțumesc consilierilor noastre pentru aceea că sunt înțelegători și s-au debarasat de faptul că suntem de diferite formațiuni, venim de la diferite partide, dar suntem un Consiliu întreg. Și m-a demonstrat acest an
că de fapt se poate de muncit și bine și în Consiliul Rănal. Pentru asta le mulțumesc și le spun mult, mult ani mei. Vreau să vă doresc pe anul care vine, anul 2017, să fie un an și mai fructuos, să fie un an și mai valoros în ceea ce privește investițiile, realizările noastre. Vreau să vă doresc dumneavoastră, familiilor, mult, mult sănătate, să vă doresc realizări, să vă doresc un an liniștit, un an pașnic, să avem prosperare și mai puțin conflicte. Vreau să vă doresc ca să fim toți împreună, să ne stimăm, să ne auzim principalul și să realizăm multe lucruri bune. Deci eu vă doresc mulți, mulți ani înainte, vă doresc mult sănătate și un an nou bun. La mai mulți și la mai. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru cuvintele frumoase și urările de bine. Vă rugăm să rămâneți în scenă, pentru că avem nevoie de dumneavoastră în ceea ce urmează. Dar înainte, ca să primiți dumneavoastră sincerile și calde urări de bine, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Iar în paralel, pentru a da citire dispoziției președintelui Raionului, cu privire la nominalizarea omului anului 2016, invit în scenă secretara Consiliului Raional, doamna Diana Rusu. Bună ziua! Dăm citire dispoziției președintelui Raionului numărul 261 din 14 decembrie 2016, cu privire la nominalizarea omului anului 2016 a Raionului Turlei. Și anume, având în vedere performanțele de durată obținute în domeniul de activitate profesată, utilitatea publică a acțiunilor de susținere a dezvoltării economice, sociale, administrative, culturale, umanitare a Raionului Turlei, rezonanța acestor acțiuni și realizări în societatea civilă, temeiul articolului 52-53 din legea privind la administrația publică locală, se dispune. Se decernează titlul omul anului 2016 a Raionului Creuleni, următoarele persoane. Mulțumim, doamna Rusu! Haideți să lăsăm câteva semne de întrebare. Mai cu enigme, emoții, pentru că a venit timpul nominațiilor. Și primii din această seară, pentru prezentarea nominantului la titlul omul anului 2016 din sfera organizațiilor neguvernamentale, oferim cuvânt domnului Grigore Savin, ex-secretar al Consiliului Raional Creuleni. Domn președinte, stimată audiență, deci este a 12 ani, de fapt, de când în Raionul Creuleni se onorează asemenea festivitate. Țin minte, a fost ideea în un pregătatul Grigore Sărbun, de atunci președinte, care mi-a spus, domnul Sărbun, gândește cum să aranjăm asemenea idee. Și m-am gândit mult, am plecat în Chișinău și mă bucur că astăzi alegerea mea de atunci asupra figurinii zeiței Victoria să rămână și peste 12 ani bună. Deci, legat de 12 ani, astfel de figurini se învedă la cei mai buni din cei mai buni în anul ce a trecut. Și azi am onoarea să vă, deci, să nominalizez o doamnă care activează practic toată viața sa într-o asociație obștească, fiindcă fiind încă studentă la facultate, a fost cooptată de către mult regretata doamna Alexandra Grăvdean, fondatora organizației Femeie și Copii cu Protecție și Sprijin. Cunoașteți bine această organizație ca colaborator, ca psiholog-pedagog, fiindcă de aceasta are nevoie această organizație. Fiind beneficiare acestei organizații, fiind persoane cu dizabilități, persoane în etate și multe alte categorii care deja de aproape 20 de ani se bucură de serviciile acestei organizații. Și anul acesta, deci, da, cu a patra an de acum dumneiei, după plecarea la cele veșnice a doamnei Alexandra, este director executiv al organizații, asociației obștești. Și n-a fost ușor ca să accepte acei
sponsori internaționali, acei finanțatori care practic finanțează proiectele propuse de organizație, să accepte ca doamna, deoarece acei domni nu prea iubesc ca cineva, știți, să mai ascundă, să mai face mișmașul și așa mai departe. Trebuie să fie corectă, concretă și în utilitate publică majoră ca să accepte. Deci și doamna de acum 4 ani și anul acesta, îndeosebit, deci a convins și finanțatorii străini de peste hotare și societatea noastră că este omul potrivit la locul potrivit. Deci astăzi figurina zeiței Victoria a găsit-o pe Victoria Secu. Deci, Victoria este conferă cu Roma și anului 2016 din domeniul tehnologiilor avansate, este invitat în scenă domnul Vitali Verepceanu, vicepreședinte a Consiliului Raional Priuleni. Domnule președinte, stimați invitați, am onoarea să prezint domeniul investiției și construcții. De la începerea activității în raionul Priuleni și anume în satul Podăbănești, au fost efectuate investiții de peste 15 milioane de lei, care au fost utilizate pentru o gamă mai largă de activități. Și anume, construcția uzinei de producere a nisipului și a petrișului, cu o capacitate de producere de circa 15.000 tone lunar. Construcția a 10 uscătorii, cu capacitate de prelucrare, a circa 50 tone zilnic de fructe și legume. Construcția frigiderului cu capacitate de păstrare a circa 500 de tone de legume și fructe. Construcția serilor de recoltare a roșiilor și a ardeiului dulce pe un teren de 6 hectare. Procurarea 12 camioane de mare tonaj pentru transportarea materialelor de construcție. În toate aceste activități, zilnic sunt antrenați în câmpul muncii cu statut de angajare permanentă circa 100 de lucrători. Și anume din satul de Băsare Vechi, Cojov, Mălăiești Noi, Bălăbănești și Mălăiești. Omul anului, la capitolul investiții și construcții, este numit domnul Petru Cazacu, director comercial la SRL Bioproduct Group. Vă rog. Educația e cea mai bună asigurare pentru viitor. Pentru a ne prezenta nominantul la titlul Omul Anului 2016 din domeniul educației, permiteți să invităm în scenă domnul Vladimir Soltanici, șef direcție educația Consiliului Raional Priuleni. Doamnă, o doamnă de modestie rară,
de un profesionalism ascendent, de o competență extraordinară, care este la cârma unui gimnaziu. Vorbim de un gimnaziu viabil, care are mai mult de 200 de copii, pe care îl conduce mai mult de un deceniu. Pe parcurs a obținut ca întreg corp didactic 20 de grade didactice, să aibă grade didactice, o instituție care în fiecare an are o probabilitate la finalele drepte de gimnaziu de 100%, 100% la îndeplinirea planului cadru, 100% la școlarizare, o instituție care, de exemplu, căreia îl iau și alte instituții de raion. E deosebit prin faptul că fiecare al doilea elev este prins în activități extrașcolare. Dacă e vorba de ansamblu de florești plăstărașii care a stat la sau protagoniștii Festivalului Național pe Maurile Nistru sau Nistru cu Avelina, cred că de acum o cunoașteți toți. E vorba de doamna Ecaterina Crășmariuc, director gimnaziului Corșeva. Din păcate, vreți astăzi nu este aici, deoarece ea duce faima gimnaziului și învățământul de rând cu rând și peste hotarele țării. Ea se găsește într-o delegație în Caraș-Severin, e vorba de o instituție cu care s-au înfrățit. Dar rog reprezentantul instituției, doamna Larisa, să vină în scenă pentru a ridica trofeul. Sănătatea e comoara cea mai prețioasă, iar medicul, persoana cu har de la Dumnezeu. Pentru a prezenta nominantul la titlul Omul Anului 2016 din domeniul medicină, invit în fața domniilor voastre doamna Violeta Panico, șef Centru Sănătate Criuleni. Astăzi am o deosebită onoare să prezint o persoană extraordinară, un medic, un doctor cu literă mare, un medic de familie, deja de 45 de ani, care și-a dedicat tot sufletul, chiar toată viața, să zic, pentru sănătatea dumneavoastră, pentru sănătatea satului Mărdăcești, pentru sănătatea raionului Criuleni. Este vorba despre doamna Nadejda Negura, medic de familie din satul Centrul de Sănătate Mărdăcești, de la care noi am preluat foarte multe lucruri bune. Spiritul de echipă, responsabilitatea, dedicarea absolut cu tot sufletul pentru pacienții săi. Rog să se ridice în centru, mai avem vorbe. Thank you.
pentru a prezenta nominantul la titlul Omul Anului 2016 din domeniul sportului, este invitat în scenă domnul Ivan Florian, viceministru al tineretului și sportului în Republica Moldova. Dragi colegi, avem puțin dificultate cu unele lucruri, știți că e gripă și sunt multe alte probleme și domnul Florian, domnul viceministru a găsit timp totuși să vină la ședință, a rugat asistență în sprijin sportivul nostru și o să-i oferim cuvântul. Domnule președinte, bună ziua doamnelor și domnilor! Negativ la toate problemele care le avem în ziua de azi, eu am lăsat tot la o parte. Chiar în cadrul Ministerului avem și noi un eveniment la ora 3 și am alergat la Criuleni și sunt bucuros că am reușit. Vreau să vă aduc un mesaj de salut din numele Ministerului Tineretului și Sportului și din numele Ministrului Victor Zupcu, să vă urăm cele mai frumoase realizări anul care vine și cele rele anul acesta să le lăsăm să se spele. Și vă urăm pace în suflet, la toți sănătate și sperăm anul viitor să avem un an liniștit, un an stabil, din punct de vedere chiar și politic, și în așa mod vom realiza toate ce ne-am propus. Omul anului se desemnează Sprânceanu Ilie. Frumoase realizări pe arena internațională. Sperăm pe ciclul nou olimpic să auzim despre el la Tokyo, la Jocurile Olimpice, să fie și medaliat. Domnule viceministru, vă mulțumim și vă rugăm să luați loc în sală. Pentru a prezenta nominantul la titlul Omul Anului 2016 din domeniul culturii, invităm în scenă doamna Valentina Bobeicu, șef secție cultură și turism, Criuleni. Domnule președinte, onorată asistență, persoana care urmează să urce în scenă astăzi, activează în domeniul culturii de 15 ani, 13 din care deține funcția de director al Casei de Cultură. Sub conducerea domniei sale, instituția a cunoscut un nou salt de activitate. Numărul colectivilor a crescut numărul membrilor, artiștilor amatori în aceste colective, iar din cele 7 colective artistice, 4 au îmbrățișat titlul onorific model. Astăzi se poate lăuda că au cucerit scenele Europei și nu numai, Rusia, Brăncu și Rostov pe Don, Italia, Galeati și Cunardo, Belorusia, Gome și multe, multe alte scene din alte orașe mari. Cea mai prezentă, să zic așa, lucru mare și frumos pe care l-a realizat domnul director este implementarea cu succes a proiectului de renovare și reparație a Casei de Cultură, proiect de 4 milioane și jumătate, proiect finanțat de PNUD și elaborat împreună în strânsă colaborare cu administrația publică locală din localitate.
Da, cred că ați reușit să ghiciți deja despre cine este vorba. Vorba este despre directorul Casei de Cultură din satul Slobozia Dușca, Andrei Istrati. Nominantul adică omul anului 2016 în domeniul asistență socială, în scenă este invitat domnul Valeriu Burca, șef direcției asistență socială și protecția familiei. Stimate domnul președinte, onorată asistență, în această seară am ocazia să prezint un pedagog care, activând într-o școală din raionul Creuleni, în anul 1989 a hotărât ca să iei la îngrijire 5 copii rămași fără spiala părintească. În 1989 a luat acei 5 copii, i-ai educat. În 2009 a mai luat încă 3 copii care îi educă și în prezent. Este vorba de doamna Faina Troian, din satul pe care ei. Vă invităm la Michel. Este un erou, dar orice bărbat are bilet de participare în povestea în care poate deveni eroul timpului. Pentru prezentarea nominantului la titlul Omul Anului 2016 din domeniul Situații Excepționale, oferim cuvânt și invităm în scenă domnul Vitale Grabovski, șef direcției Situații Excepționale, municipiul Chișinău. Scenariul și esența, sensul prezenței mele astăzi la această ceremonie. Să fie clar pentru toți că Direcția Situații Excepționale Chișinău sau în cadrul direcției între și teritoriul sau raionul Creuleni. De aceea sunt prezent astăzi în fața dumneavoastră. Nu sunt de la cultură, nu prea m-am pregătit, dar am să încerc și eu să prezint nominantul nostru la Omul Anului, domnul Ștefan Manole. Ștefan Manole, care a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne încă de până la războiul sau conflictul din anul 1992, activând în cadrul Comisariatului de Poliție Dubăsari. Ștefan Manole a fost printre primii împreună cu angajații Comisariatului din Dubăsari, care cu armele în mâine, la propriu, au apărat integritatea teritorială a Republicii Moldova, din prima și până în ultima zi, atât cât a durat conflictul armat din 1992. În prezent, dumnealui activează în calitate de șef al secției Situații Excepționale Raionul Creuleni.
Împreună cu dumneavoastră am avut foarte multe de realizat pe parcursul anului 2016. Vorbesc 2016, deoarece anume în 2016 a fost renovat, reconstruit, reparat sediul unde secția situație excepțională își desfășoară activitatea. După cum cunoașteți, Creuleni a fost dotat anul acesta cu o auto specială de ultima generație, fiind printre puținele subdiviziuni teritoriale care au fost dotat cu asemenea auto specială. Cu ajutorul autorității publice locale de nivelul 2 a mai fost dotată încă cu o auto specială din Estonia. Se implică foarte activ în crearea posturilor de pompieri salvatori voluntari. Acesta este al nostru Ștefan Manole. Din domeniul asigurării ordinii de drept, în scenă este invitat domnul Alexei Armaș, șef pază de stat, filiala Creuleni. Stimate domnule președinte, stimați vice, ședinți, stimați consilieri, mate vieții bisericești, stimați prieteni, eu sunt foarte bucuros că sunt alături de dumneavoastră în prașa zi, când se apreciază cei mai puternici, cei mai buni, cei mai gospodari, oameni a raionului Creuleni. Noi trebuie să ne mândrim că, într-adevăr, este un lucru foarte mare. Eu nu cred că la noi în raion sunt numai atâția care azi ar să fie luminalizați. Eu știu că în Creuleni trăiesc oameni foarte buni și toți sunt buni. Însă nu-s bani că să cumpără toți cadouri în casă și trafiele. Însă eu cred că domnul ședinte are de lucrat și în timpul de 4 ani ca să dovedească la fiecare să-l aprecieze în tocmai. Eu vreau să vă felicit pe toți cu sărbătorile de iarnă. Suntem în ajunul sărbătorilor. Să fiți sănătoși și de Doamne anul 2017 să fim toți liniștiți, să trăim în pace. Dar mult depinde de noi. Să ne stimăm unul pe altul, să fim prieteni, să ne simțim umărul unul la altul. Și atunci va fi regulă, va fi liniște și prietenie. Și la noi, Raion, dar și toată țara noastră, Republica Moldova. Dar fiind faptul că eu am venit în sală ca să apreciez un om bun, un om anului, un om care eu îl cunosc unul de azi. Într-adevăr, domnul lucrează nu de mult în Raion la noi, însă și eu îl cunosc de 23 de ani, de când îți face datorie față de Republica Moldova. Eu vreau să vă spun că când m-am dus la pensie, ceva a fost numit un domn prin timp care și mie nu i-a părut bine când colegii mei au început să ducă din poliție, s-au dus undeva la ora 27. Însă, în timp scurt, se vede că domnul ministru a simțit lucrul ăsta și a fost numit în funcție șefa inspectoratului, domnul Vascan Nicolae. Un colaborator bun, un conducător încă și mai bun. El îmi prelungește mai departe ideile, finisează inspectoratul de poliție, desclădirea că este tot mai frumoasă și mai frumoasă. Și eu vreau să luminalizez pe domnul Vascan, locotenent colonel de poliție, șeful inspectoratului Creuleni. Poftim, doamne Nicolae, ieșiți și vă luați.
tinerețea e fericită tocmai pentru că are în fața ei viitorul. Pentru prezentarea nominantului la titlul Omul Anului 2016 din domeniul tinerii generații, oferim cuvânt doamnei Ala Ungureanu, vicepreședintele Raionului Criuleni. Stimate domnule președinte, onorată asistență, am onoarea să prezint un tânăr activ, pasionat de matematică încă din copilărie, care ori în șir poate să rezolve exerciții complicate fără să observe cum trece timp. Pentru el, lumea întreagă se bazează pe cifre. Tânărul se numește Dionisie Nepomici, din satul Dubăsarii Vechi, olimpic național și internațional, care a câștigat peste 25 de mențiuni, distincții la olimpiadele naționale și internaționale în domeniul științelor exacte. Omul anului se decernează tânărului Dionisie Nepomici, student Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii, pentru performanțe deosebite obținute consecutiv la olimpiadele internaționale în domeniul științelor exacte. Dionisie, te invităm în scenă. De asemenea, pentru prezentarea nominatului la titlul Omul Anului 2016 în domeniul ecologic, în scenă este invitat domnul Dionisie Boaghe, profesor universitar, consilier raional. Până a prezenta nominatul în domeniul protecției mediului, doresc să aduc mulțumiri în primul rând administrației raionului actuală, dar și cele precedente, fiindcă au reușit să mențină această frumoasă tradiție, care deja are peste 10 ani, și s-a făcut foarte frumos. Eu chiar mi-aduc aminte la prima promoție că am fost și noi nominalizați și a rămas o amintire plăcută, un lucru care de fapt te face mândru și cred că așa se va întâmpla cu toți cei care vor fi nominalizați. Ce ține domeniul protecției mediului, vreau să spun că într-adevăr este o persoană care activează în domeniul de peste 30 de ani, dacă nu greșesc, din 1981, așa, din 2004 activează în cadrul Inspectoratului Ecologic Creuleni, pe mai multe funcții, fiind inclusiv o perioadă și șeful acestui inspectorat. Este un om modest, este un om care de fapt are și multe reușite, a fost, după câte cunosc și eu personal, menționat cu diferite diplome atât de Ministerul Mediului cât și de Inspectoratul Ecologic. Este semnătorul insignei Crucea Verde pentru merit. Este un om care este implicat totalmente în ceea ce se numește protecția mediului. Înțelegi perfect că, de fapt, doar un mediu sănătos înseamnă și oameni sănătoși. Oameni sănătoși înseamnă cuget sănătos, înseamnă prosperă. Îl evit în scenă, dat fiind faptul meritele și reușitele
performantă care a avut parcursul mai multor ani, dar chiar și în 2016, întrând inițiative, prin colucrare activă, frumoasă, cu administrația locală, atât nivelul 1 cât și 2, pe domnul inspector principal al Inspectoratului Ecologic Râuleni, domnul Vasile Gordilă. La titlul 1 anului 2016 și meritele acesteia din domeniul administrației publică locală, ofer cuvânt doamnei Diana Rusu, secretara Consiliului Raional Câiuleni. Este unul din primarii din raion, un primar care anul acesta a avut foarte multe surprize, hai să le spunem, nu unele dintre cele mai bune și cele mai frumoase, însă care a știut să înfrunte cu drăzenie tot să meargă înainte. Astfel, pentru munca perseverentă și cu mare dăruire de sine în consolidarea comunității locale, accesarea și implementarea proiectelor durate, dezvoltarea infrastructurii localității, aportul personal la edificare și amenajarea multiplilor obiective, se nominalizează omul anului 2016, domnul Delmarski Anatolie, primarul comunei Pecșeni. În agriculturii ar fi să semănăm puțin și să culegem mult. Persoana care s-a învelnicit de titlul omul anului 2016 în domeniul agriculturii este Monul Vera, o doamnă deosebită, care merită aplauzele dumneavoastră. Dumnezeu nu este acum în această ceremonie festivă, însă cum se reîntoarce în țară, la sigur va primi distincția frumoasă. De asta vă rog foarte mult să o aplaudem. Iar în clipele ce urmează, cu un cuvânt de felicitare, ne vine protopopul de Criuleni și dumăsari, Pelin Tudor. Vreau în primul rând călduros să vă felicit pe toți astăzi care ați fost nominalizați cu această onorabilă distincție pentru noi toți, deosebit locuitorii raionului Criuleni. Și folosindu-mă de această ocazie, vreau să vă felicit cu ocazia apropierii sărbătorii nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și cu celelalte sărbători de iarnă care se apropie, dorindu-vă multă sănătate tuturor, bucuria nașterii pruncului dumnezeiesc, Iisus Hristos, să fie în casele domniilor voastre și, bineînțeles, în inimile noastre a tuturor. Doamne ajută la toată lumea! Vă mulțumesc! Domnule președinte, aceștia sunt cei mai buni din cei buni din toate domeniile.
și vă propunem să veșnicim clipa printr-o fotografie. Haideți încă o dată să